A fi pocăit înseamnă, printre altele, și a fi plin de bucurie. A fi trist nu prea dă bine cu a fi pocăit. Dacă ai fi, să zici, în ghilimele, în dimineața asta, pocăiți, triști, nu știu ce fel de cer am aștepta. Dar când e vorba să vorbim despre niște pocăiți și plini de viață, dar și de bucurie, atunci am putea zice din toată inima să fie slăvit Dumnezeul nostru. Pavel era în pușcărie și îmi place mult de omul acesta că nu s-a uitat la lanțurile care îl legau, înfășurau trupul, nici la butucii în care erau picioarele lui și scrie către cei din Filipi o epistolă a bucurie. Versete după versete numai despre bucurie și la un moment dat vede el că nu se prea bucurau frații ăștia de prin Filip și zice, bucurați-vă, iarăși vă zic, bucurați-vă. Știți cum începe Psalmul 100? Spune printre altele, veniți cu veselie, unde? Înaintea Domnului. Problema noastră de multe ori e, venim la templu, la închinare, ne așezăm frumos în bancă, dacă ne convine închinarea e bine, dacă nu, nu. După ce trece o oră, o oră și ceva, deja devenim plictisiți și parcă nu ne simțim nici în trupul acesta foarte convenabil și se vede de multe ori așa apatie pe fețele noastre. Aș vrea în prezența celui cu care ne-am împărtășit în dimineața asta să tresăltăm de bucurie. Slăviți să-i fie numele! Amin. Merită toată bucuria noastră. Așa să ne închinăm de fiecare dată înaintea Lui. Venim la templu, la închinare, să-i aducem în adorare tot ce merită, dar cu bucurie. Să nu ne închinăm cu tristețe sau dezamăgiți. În timp ce ne împărtășam, am început să mă gândesc la Golgota profund. Un loc pe planeta aceasta noastră în care Domnul a coborât, a stat acolo pe acel deal cu mâinile întinse pentru mine și pentru dumneata, scriindu-se o poveste. Povestea aceasta nu e o poveste care doar să ne uimească pe noi și să creeze impresii, ci o poveste de-a dreptul care străpunge inimi. A străpuns inimi în istorie, a străpuns sate, a străpuns orașe, a străpuns continente. Este povestea iubirii lui Dumnezeu. El a decis din cer într-o zi să coboare pe planeta noastră. Și aici, în sfera umană, îndreptându-se după ani de existență, pe dealul numit Golgota, a ales să moară în locul meu și în locul tuturora, ca să scrie această poveste reală, numită iubirea lui Dumnezeu. În această dimineață vreau să te întreb, simți că te mai iubește Dumnezeu? Amin. Ai convingerea că te iubește Domnul Iisus Hristos? Să pun altfel întrebarea, cât ești de convins că îl mai iubești pe acest Domn și Mântuitor, a cărui nume este Iisus Hristos? Cât? Știți ce regret eu uneori? Spuneam mai devreme, nu-i prea bine să fim triști și să avem regret. Dar uneori regret când mă uit în viața mea că nu-L iubesc pe Domnul atâta cât merit. Pot să mă uit la tot felul de lucruri, la tot felul de realități și să zic, aici sunt împlinit, aici am făcut un lucru de nota 10 și să mă uit așa în viață, la toate detaliile. Dar când e vorba de problema aceasta a iubirii lui Dumnezeu, câteodată sunt dezamăgit și pun câte un semn întrebării și zic, Doamne, oare Te iubesc sau cel puțin încerc să Te iubesc atâta cât meriți? Știți care este de altfel problema existențială a omenirii? Problema majoră? Problema iubirii. Asta e problema majoră. La un moment dat vine un fariseu la Domnul, era învățător la lege și zice, Doamne, ca să-L ispitească, un om nesincer, zice, care e cea mai mare poruncă din lege? El știa legea, poate versete pe de rost, verset după verset, și zice, care e cea mai mare poruncă din lege? Și știi ce zice Domnul? Nu începe să iei legea lui Moise la rând Domnul și să-i spună versete după versete și spune, cea mai mare poruncă e să iubești. Punct. Pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima, tot sufletul și cunoaștem bine lecția aceasta și zice și pe aproapele tău. Cum? Ca pe tine însuți. Adică toată esența, zice, se cuprinde toată legea și prorocii în porunca aceasta a iubirii de Dumnezeu și de semeni. Uitați-vă în textul nostru, din această dimineață pe care fratele Nelu l-a citit și aș vrea să observăm de câte ori se repetă verbul a iubi.
ca să avem o anumită notă asupra învățăturii din această dimineață din textul amintit de Domnul. De 10 ori în acest cuvânt avem verbul a iubi. Asta îmi spune în această dimineață ceva care se repetă mereu și mereu, e ceva deosebit de important, în primul rând pentru Domnul și apoi ar trebui să fie pentru noi. Hai să ne uităm, versetul 15. Dacă mă iubiți, apare prima dată. Versetul 21, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Apoi, tot în versetul ăsta, și cine mă iubește, a treia oară, apoi, va fi iubit de Tatăl meu, eu îl voi iubi. Versetul 23, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Tot în versetul acesta, șaptea oară, Tatăl meu îl va iubi. Versetul 24, cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Versetul 28, dacă m-ați iubit, v-ați fi bucurat. Și ultima dată, a 10-a oară, versetul 31, eu iubesc pe Tatăl și fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. De 10 ori se repetă verbul acesta, încât dacă ne uităm pe text, nu putem să spunem că textul tratează un alt subiect. De exemplu, să zicem, pasajul acesta vorbește despre subiectul credinței. Nu putem să spunem așa ceva, deoarece sunt detalii deosebit de importante care subliniază esența acestui pasaj biblic. Însă Domnul e atent la un detaliu și nu ne lasă pe noi să privim doar la verbul acesta, la nuanța aceasta în text, și Domnul mai sublinează printr-un cuvânt, o expresie biblică ceva, ca să ne facă să înțelegem mai bine problema iubirii. Știți? Și anume, verbul a păzi. Apare de 4 ori în text și în contextul acesta al iubirii, după verbul a iubi, apare imediat și verbul acesta a păzi. Uitați-vă versetul 15. Dacă mă iubiți, urmează virgulă, veți păzi poruncile mele. Veți păzi poruncile mele. Versetul 21, cine are poruncile mele și le păzește, virgulă, acela mă iubește. Același cadru, versetul 23, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Și versetul 24, cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. De aici am tras o concluzie când am citit textul acesta și aș vrea să fac următoarea afirmație în această dimineață. Cât facem din ceea ce a zis Domnul, atâta îl iubim. Punct. Mă credeți în această dimineață că eu nu-L iubesc mai mult pe Domnul acesta în fața căruia mă închin de fiecare dată când vin la templu, decât atât cât fac din ce mi-a poruncit și a zis El. Uitați-vă, repet din nou, versetul 21, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Versetul 24, cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Domnul declară simplu, Domnul vine și spune direct, Domnul spune pe înțelesul tuturor, în asta constă problema iubirii de Dumnezeu. Fac ce a zis El, declar și urmăresc ceea ce a spus Domnul, am certitudinea că-L iubesc. Nu fac ce a zis Domnul, n-am nicio garanție și nu-L iubesc. Știați că ceea ce fac conduce la cât iubesc și nu invers? Sunt creștini declarativi care în toate rugăciunile, Doamne, Te iubesc de numai. Doamne, ești cel mai drag sufletului meu. Te-aș duce peste tot prin țara asta și pretutindem prin diaspora. Dar când e vorba de practica vieților, de ceea ce fac, nu se mai regăsește Domnul acesta care le este drag de pe bus. Fiindcă noi confundăm de multe ori, zice, mai întâi iubim pe Domnul și apoi mai facem. Ceea ce fac conduce la cât iubesc. Venirea la biserică la timp demonstrează într-un fel că eu îl iubesc pe Domnul, nu? Dacă vin la și 10 și apoi încep și mă rog, Doamne, știi, așa Te iubesc la timpul de rugăciune. Așa de drag îmi ești că, știi, Doamne, și găsim motivele noastre, s-a întârziat tramvaiul, știi, nu m-am trezit așa de vreme și o trebuie să rezolv multe, multe probleme și găsim noi scuzele noastre care ne acuză întotdeauna. Vreau să spun ceva în această dimineață, iubirea de Dumnezeu întotdeauna este rezultatul trăirii mele. Felul în care trăiesc, două note, dacă îl iubesc pe Domnul sau nu îl iubesc. Și am zis, cât facem din ce a zis Iisus, atâta îl iubim. Oare e important să facem ce a zis Domnul? Mai facem noi ce a zis Iisus? Știți cât de importantă e în Evanghelie problema asta, a face ce a zis Iisus? Mereu și mereu Domnul sublinează acest adevăr. Știți cu cine este prieten Domnul Iisus Hristos? Să știți că Domnul nu-i prieten cu toată lumea.
Toată lumea sunt prietenii Domnului. Și ridic o mână, sunt prietenul Domnului. Auziți ce spune Ioan, capitolul 15, prin gura Domnului, versetul 14. Voi sunteți prietenii mei, e vorba de ucenici, dacă, condiție, faceți ce vă poruncesc eu, punct. Uitați-vă, Domnul se adresează și la ucenici și zice, dacă faceți, sunteți prieteni cu mine. Știți ce spune? Era o criză în Cana Galilei, Ioan capitolul 2, și mama, fiindcă era și Domnul la nunta aceea cu ucenicii, se duce la Domnul și zice, cum rezolvăm criza asta, că era nuntă și la nuntă e bine să fie un eveniment frumos, fericit. Și zice mama către slugile de acolo, de la nuntă, zice, să faceți orice vă va zice. Dacă nu facem, nu se rezolvă crizele din viața noastră, pot să treacă ani, nu se rezolvă. Știți ce zice Domnul către niște oameni? Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetul 46, zice, de ce îmi tot ziceți? Tot ziceți, Doamne, Doamne, și nu? Și nu faceți ce vă spun eu. Uite ce important e ca Domnul să repete mereu cuvintele acestea sau expresia aceasta de a face, a pune în aplicație ce zice Domnul. Matei 28. Domnul urma să plece de pe pământ, să se înalțe la cer, după învierea lui, era pe munte în Galileea și versetul 19 are un cuvânt pentru ucenici. Spune așa, duceți-vă, și n-a zis Domnul, să vedeți ce frumoasă e Australia. Toată lumea în Australia să vizităm sau să descoperim America. Nu, zice Domnul, duceți-vă și faceți ucenici. Foarte important. Și mai jos zice, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Adică la rândul lor, devenind ucenici, și ei să facă ce am spus eu. Foarte important lucrul acesta. Dacă vreți, în Matei 12, mai aduc și argumentul acesta, Matei 12, Domnul avea o cuvântare. Pe când vorbea încă Iisus, versetul 46, norodele, iată că mama și frații lui stăteau afară și căutau să vorbească cu el. Atunci cineva i-a zis, zice, iată mama și frații stau afară și vor să vorbească cu tine. Și zice Domnul, versetul 50, căci oricine face voia Tatălui care este în cerul acela mi-este frate, soră și mamă. Oricine face. Domnul repetă mereu și mereu să ne conștientizeze pe noi cât facem din ce a zis El, doar atâta îl iubim. Dacă ar fi să te întrebi în această dimineață cât îl iubești pe Domnul, uitându-te în dreptul la ceea ce ai făcut până în dimineața asta, cam ce răspuns am dat în inima noastră fiecare dintre noi? Vreau să pun o întrebare și să răspundem din textul nostru în această dimineață și anume, ce se întâmplă când îl iubesc pe Domnul făcând ce mi-a zis El? Ce se întâmplă? Că dacă nu se întâmplă nimic, cum spuneam și aseară aici la tineret, tot îl iubim pe Domnul și nu se întâmplă nimic. Dar se întâmplă ceva, că Domnul e credincios promisiunilor Lui. Și atunci noi vrem să descoperim pe text învățătura Domnului și să vedem dacă facem ce a zis El, demonstrând că îl iubim, ce se întâmplă. Primul adevăr pe care îl enunță textul în această dimineață e următorul. Am siguranța că sunt în voia lui Dumnezeu. Mare lucru. Să umbli pe planeta asta când oamenii se îngrijorează de-a binelea în vremea asta. Mai ales în vremea asta de criză, termenul la modă e acesta. Criză, criză, criză. Bine ar fi, m-am gândit și în magazine, dacă ar pune pe hainele care le îmbrăcăm, termenul acesta și să scrie mare criză. Să umplem planeta asta cu obiceiul acesta, dacă vreți, nebun. Toți oamenii ne-am legat de criză și suntem parcă legați de pământul acesta, tot cu capul plecat în jos. Și nu ne mai găsim rezolvare. Aș vrea să ne întorcem cu privirea pe text și să învățăm. Avem siguranță că suntem în voia lui Dumnezeu. Nu ne trebuie siguranță mai mare, indiferent ce se întâmplă pe planeta asta, să știi că ești în voia lui Dumnezeu. Versetul 20 ne spune, să argumentăm asta, în ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu și că voi sunteți în mine. Ce înseamnă oare în tiparul Bibliei expresia sunteți în mine? Credeți că înseamnă să introduci ceva în altceva? De exemplu, iau eu caietul acesta în dimineața aceasta și îl introduc în Biblie și asta însemnează pe textul Scripturii, sunteți în mine? Expresia asta apare în mai multe locuri, de exemplu, capitolul 15, versetul 4. Rămâneți în mine, eu voi rămânea în voi.
În tiparul Scripturii această expresie, dacă ne uităm pe traducerea din limba greacă, o să observăm următorul adevăr. Sunteți în voia mea, adică voi n-ați sfidat tiparul voii mele, voi n-ați sărit dincolo de planurile mele și nu le-ați ocolit, voi sunteți în acest tipar al voii mele, foarte important. Prin asta putem să avem siguranță, certitudine. Știți care este problema majorității oamenilor? Când se confruntă cu voia lui Dumnezeu, au semne și semne de întrebare. Oare care-i? Oare când? Cum? Și noi oamenii ne întrebăm. Pentru că există problema asta, care decurge din iubirea lui Dumnezeu, o iubire practică, și anume, am siguranța că sunt în voia lui Dumnezeu. Vreau să notez ceva aici în această dimineață. Atunci când sunt în voia lui Dumnezeu, am zis în dreptul vieții mele și mi-am notat lucrul acesta. N-am voie să iau decizii greșit. N-am voie. De ce? În voia lui Dumnezeu, sub tiparul învățăturii lui, Dumnezeu îmi conferă siguranță. Și în siguranța asta care vine din mâna lui Dumnezeu, nu am dreptul să iau decizii greșit. Nu pot. Omenește greșim. Și omenește, ne ducem în toate felurile și avem eșecurile noastre, dar când suntem în voia lui Dumnezeu și certitudinea asta e deplină în viața noastră, noi nu trebuie să greșim. În voia lui Dumnezeu nu se greșește. Dacă suntem acolo și avem siguranța aceasta, spun ceva. E vorba, de exemplu, când ne alegem profesie. N-ați văzut mustine. Și aleg profesia, de exemplu, la facultate, după ce se duc câte un an de zile, apă, nu-mi convine ce am ales. Deci știam, n-ascultam de mama, de tata, de colegi. Unii se duc așa cu turmă. 5 colegi se duc nu știu în ce oraș, la nu știu ce facultate, mă duc și eu, că am fost colegă de bancă cu nu știu cine sau ne-am înțeles bine în școală. Și după un an de zile, m-am trezit că nu-i profesia pe care de fapt vreau să o fac în viață. De ce? N-a stat să se întrebe puțin. Oare e ceea ce fac în conformitate cu voia lui Dumnezeu? Oare ceea ce fac mă împlinește? Pur și simplu ne-am dus așa. Și întâmplarea a făcut să fim, dacă vreți, în ghilimele, apăsați după aceea, de povara asta, deciziei noastre. Spun altceva în această dimineață. Întotdeauna m-am gândit la un lucru ca și un tânăr necăsătorit. Și spun aici, sunteți multe tinere și mulți tineri. Noi, ca și tineri pocăiți, în ce privește căsătoria noastră, când Dumnezeu va hotărâ, n-avem voie să greșim. Dacă avem certitudinea că suntem în voia lui Dumnezeu, mă uit la viața mea și i-am zis Domnului în rugăciune și o să-i mai amintesc dacă îmi dă viață Dumnezeu. N-am voie să greșesc. În voia lui Dumnezeu nu se greșește. Dumnezeu să ne lumineze mintea la fiecare dintre noi și să luăm decizia cea mai bună. Apoi, dacă vreți, în ce privește alegerea locului de muncă. Știați cum pocăi nu poate munce oricum și oriunde? Nu poate munce oriunde. Cineva în vremea asta de criză mi-a zis într-o împrejurare, zice, n-am găsit să muncesc numai la un bar. Frumos, fumul acela, contextul, tocmai nepotrivit. Dar frate, zice, știi, am familie, trebuie să-mi îngrijesc de copii. Am stat să mă gândesc, oare cât ai stat pe genunchi? A venit cu zile de jertfă înaintea lui Dumnezeu care deschide toate ușile și binecuvintează că Dumnezeu știe. Dumnezeu are zăgazurile lui și când se deschid astea, binecuvântările Domnului nu lipsesc. Altcineva zice, numai la fabrica de ber, numai acolo unde se produce pentru alții, n-ați văzut, crescând la țară și noi, avem vie. Și s-o obișnuia mai anii trecuți, pocăiți multă vie, să facă vin, să facă vin, noi nu consumăm, dăm la alții. Lasă consume alții, să ne iasă și nouă, la sens. Dar nu ne gândim, oare Dumnezeu aprobă lucrul acesta? Oare suntem în voia Lui? Avem certitudinea aceasta? Spun altceva în această dimineață. Când sunt în voia lui Dumnezeu, slujirea mea e o binecuvântare pentru alții. Oriceea ce fac la biserică, oriceea ce fac pe stradă, dacă vreți, prin slujirea mea, prin dedicarea pentru Domnul, într-o mântuire altora, e o binecuvântare slujirea aceasta. Dacă nu, e cu totul altceva. Apoi, în al doilea rând în această dimineață, ce se întâmplă când îl iubesc pe Iisus făcând ce mi-a zis El? Am siguranța că Iisus locuiește și în viața mea. Observați cum se leagă aceste adevăruri ca și un lanț, verigă după verigă. Am certitudinea mai întâi că sunt în voia Lui, am făcut pasul acesta și apoi Hristos își ia angajamentul de a veni și a locui, de a fi prezent în viața noastră. Auziți ce spune versetul 20, ultima parte. Voi sunteți în mine, adică în voia mea, și că eu sunt în voi.
E vorba de locuirea prezenței lui Hristos în viața noastră. Nu știu ce prezență vrei să simți prin casă, prin viață, dar cea mai minunată prezență e să simți fiorul prezenței Duhului Sfânt. Să știi că Iisus Hristos este în viața ta și nimic nu-L poate înlocui în toată dimensiunea splendoarei și a iubirii Lui pentru viața noastră. Asta este cea mai măreață și cea mai frumoasă prezență a Lui. Dacă vreți, facem o paralelă cu versetul 10. Nu crezi că eu sunt Tatăl și că Tatăl este în mine? Se adresează Domnului Filip. Nu crezi? Și zice Domnul, cuvintele pe care le spun eu, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări. Aici e vorba de unitatea aceea în Trinitate. Când Tatăl este în Fiul, Fiul în Duhul Sfânt și așa mai departe, zice, uitați-vă cum se întâmplă lucrurile acestea în dumnezeire. La fel se angajează Domnul, vin și locuiesc în ființa aceea. În care ființă? Care îl iubește pe Domnul în mod practic, slăvit să-i fie numele. Știați că Domnul Iisus Hristos nu locuiește într-un om, indiferent cine este omul acela, nu contează că rasa lui, nu contează ce a realizat el, dacă omul ăsta nu-l iubește. Hristos nu se angajează să vină într-un om care o profesie, nu știu de care, nu știu ce vârstă, nu știu în ce locație stă, nu știu câte etaje are casa, ce mașină conduce, nu! Domnul vine într-un om care îl iubește și face dovada iubirii. Acolo locuiește Domnul. Spune altceva în această dimineață. Numai omul în care locuiește Iisus este un om deosebit. Dar spun altceva. Numai cel care îl iubește pe Domnul, Domnul se angajează să vină în viața lui și să beneficieze omul acesta de prezența lui continuă. Auziți ce spune versetul 23? Dacă mă iubește, cineva va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi, noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Asta e vorba de o prezență continuă, o prezență permanentă a divinității în viața noastră de creștini. Noi vom locui, angajamentul, dacă vreți, a dumnezeirii să vină și să locuiască. Noi vrem și în bisericile noastre, și în casele noastre, și în viața noastră, într-un mod deosebit, să vină și să locuiască prezent Domnul. Dar El pune condiția, dacă mă iubește cineva. Avem siguranța că Iisus în felul acesta locuiește în viața noastră. Știați că atunci când locuiește Domnul în cineva, nu se comportă oricum? Nu are voie. Nu am voie să mă comport oricum. Mă uit la orice. Nu contează. Mă duc oriunde. Oricum eu îmi dirijez pași. Pe unde vreau prin viață, pe acolo mă duc. Că ce m-a interesat pe mine, ce zice vecinul? Lasă-l pe vecinul cu treburile lui, că întotdeauna numai se bage de vin. Ce o zice tata? Unii zic tineri, lasă că părinții sunt demodați, nu vedeți, că sunt înaintați în vârstă și nu mai văd lucrurile bine. Și tot găsim noi scuze la astea noastre. Un creștin nu se poate să se comporte oricum dacă Domnul locuiește în el. Am auzit o declarație a unui păstor baptist. La noi în Alba Iulia anul trecut, fratele acesta a ținut o conferință de tineret. Biserica Baptistă și-a zis în felul următor. Zicea, mă duc cu soția în mall să cumpăr haine. Și nu mă uit acolo la o bluză, o pereche de pantalon, îmi place, iau, pun în plasă și cumpărăm și hai să mergem acasă. Întotdeauna iau pe mine hainele acelea și întreb soția. Eu fiind pastor, a zis dânsul, întreb soția, hainele acestea mă reprezintă în primul rând ca și om al lui Dumnezeu? Eu trebuie să stau în fața bisericii, a societății. Și vreau să știu dacă reprezint biserica într-un fel și să știu dacă Hristos este mulțumit de felul în care eu mă îmbrac. Când am văzut cum omul acesta și un predicator extraordinar, cum omul acesta pune problema, am zis, mai sunt oameni care știu că atunci când Hristos locuiește în viața și în casa lor, nu pot să se comporte oricum, nu pot să se îmbrace oricum, nu pot să se ducă oriunde. Ei trebuie să fie echilibrați și să lase pe Domnul să le conducă vieți. Apoi, în al treilea rând, în această dimineață, ce se întâmplă dacă îl iubesc pe Domnul făcând ce mi-a zis El? Știi ce se întâmplă? Am siguranța că Domnul îmi va descoperi planurile Lui. Mare lucru. Am siguranța că Domnul mi se va revela și mie și îmi va descoperi planurile Lui. Cum? Hai să ne uităm pe text. Versetul 21 și 22. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta Lui.
Iuda nu iscariotean, i-a zis: Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Credeți că în textul acesta e vorba de vine Domnul într-o dimineață și zice: bună dimineața, Iuda, sau bună dimineața, Toma, te-am văzut, îmi iau la revedere și mă duc în treaba mea. Expresia asta biblică, mă voi arăta lui, are de-a face cu revelarea sau descoperirea lui Dumnezeu vieții umane. E vorba de momentul în care eu mă întâlnesc cu Domnul și Domnul vine să-mi descopere voia și planul lui pentru viața mea. Și ca să întăresc afirmația aceasta, vreau să mergem pe un text biblic în Fapte, capitolul 9, e vorba de convertirea lui Saul. Și uitați ce zice aici textul, când se întâlnește Anania cu el: frate Saule, versetul 17, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, adică Domnul Iisus care ți s-a revelat, ți s-a descoperit, ți s-a arătat, în sensul că El ți-a transmis ce trebuie să faci. Spune tot Pavel despre El, Corinteni 15, versetul 8. E vorba de arătările Domnului după înviere și zice: după ei toți ca unei stârpituri, sau o traducere mai nouă, ca unei lepădături, mi s-a arătat și mie. Adică mi s-a descoperit. Și Pavel enunță lucrul acesta tocmai în vederea ca noi să cunoaștem acest adevăr. Când îl iubim pe Domnul și facem ce a zis El, El ne descopere, se angajează să ne descopere planurile Lui și vieții noastre. Știți de ce oamenii eșuează de multe ori în viață? De majoritatea orilor eșuăm în viață și mergem uneori din eșec în eșec, tocmai că nu cunoaștem planurile Lui. Succesul în viață, dați-mi voie să vă spun în această dimineață, atârnă și de cât cunosc eu planurile Lui. Dacă eu cunosc planurile Lui Dumnezeu și Dumnezeu mi se descoperă, pășesc altfel în viață și succesul va fi de partea mea, de partea casei în care locuiesc și așa mai departe. Dacă eu nu cunosc planurile lui Dumnezeu, mă voi duce așa ca în câte o dimineață când este ceață afară și abia conduci mașina prin oraș sau în afara orașului. Vom merge tot prin ceață și nu vom ști în viața asta încotro. Suntem ca Ilie altădată. El s-a izolat ca să scape viața și mai apoi, peste câteva secvențe, a zis: destul, Doamne, vreau să mor, destul. El s-a dus să scape viața și apoi vreau să mor. Un om confuz, fiindcă a ajuns într-o stare de depresie acută în viața lui și era așa apăsat de starea aceea, încât mintea lui nu mai funcționa la dimensiunea aceea la care trebuia să funcționeze. Așa suntem și noi de multe ori, tare confuzi în privința asta. Știți de ce? Nu cunoaștem planurile lui Dumnezeu pentru viața noastră. Să nu punem eșecurile noastre în cârca lui Dumnezeu și să le asumăm lui și să spunem: Doamne, Tu ești vinovat pentru cutare și cutare lucru. Nu. Suntem noi vinovați că s-ar putea să nu avem tangență cu planurile lui Dumnezeu care trebuia să ne fie descoperit. Apoi, în ultimul rând, în această dimineață, ce se întâmplă când îl iubesc pe Domnul făcând ce mi-a zis El? Știi ce se întâmplă? Am siguranța că orice hotărâre pe care o ia Domnul este bună și trebuie să fac un lucru: să mă bucur. Am certitudinea de 100%. Orice hotărâre pe care o ia Domnul în dreptul vieții mele, a caselor noastre, a bisericii pe care o frecventăm sau indiferent de situație, avem certitudinea de 100% că hotărârea aceea este bună și nu putem să facem altceva decât să ne bucurăm. Versetul 28. Ați auzit că v-am spus: mă duc și mă voi întoarce la voi. E vorba de planul lui Hristos de a merge în cer și de a pregăti locașuri pentru noi, ca într-o zi noi să ajungem acolo. Și auziți ce spune Domnul: dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat că v-am zis, și zice: mă duc la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât mine. Interesant. Domnul se raportează în textul acesta la ucenici și auziți expresia aceasta profundă: dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat. Pe mine mă uimește expresia asta. Umplă Domnul ani de zile cu ucenici. Văd oamenii aceștia minuni, aud predici și Domnul vine direct la ei și le spune: dacă m-ați iubit, v-ați fi bucurat. Adică dacă punem semnul egal, rezultă următorul adevăr: nici voi, ucenicii mei, nu mă iubiți. Nu-i surprinzător? Nici voi, ucenicii mei, nu mă iubiți.
Ucenicii erau neliniștiți datorită deciziei Domnului de a merge în cer și de a pregăti împărăția pentru ei. Și erau tare tulburați. Ei se gândeau la altceva. O să fim niște miniștri, Domnul o să restaureze națiunea lui Israel, o să scăpăm și de romani, o să-i călcăm în picioare și pe samariteni și o să fim noi cei mai puternici. Și Domnul a zis, voi vă gândiți la lucruri de pe pământ. Perspectiva era alta. Dumnezeu avea în vedere veșnicia noastră. Și oamenii ăștia nu se bucurau, erau dezamăgiți și neliniștiți. Și Domnul zice, dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat. Vreau să spun ceva în această dimineață, poate o să te șocheze sau o să te miște puțin, dar adevărul acesta este esențial. Atunci când ne tulbură deciziile lui Dumnezeu, în dreptul vieții noastre, noi n-avem garanția că iubim pe Dumnezeu. Orice decizie pe care o ia Domnul în dreptul vieții noastre, dacă decizia aceea ne tulbură și ne frământăm mintea și ne îngrijorăm, n-avem nicio garanție că îl iubim pe Domnul. El ia întotdeauna decizii perfecte, decizii bune, decizii notabile și care sunt esențiale în viața noastră. Dacă ne tulbură și mai punem câte un semn de întrebare și Doamne, de ce așa? Și ne frământăm și nu suntem de acord cu ce zice Domnul, noi n-avem certitudinea că îl iubim. Vă dau un exemplu în această dimineață, să vedeți cât de înțelept e Domnul în deciziile pe care le ia în viața noastră. Și noi de multe ori ne frământăm. Una din verișoarele mele, foarte bună la învățătură, anul trecut a terminat facultatea și îmi povestea ea, într-o zi, o experiență care s-a petrecut în viața ei. Învăța nopțile, învăța seara târziu, se pregătea. Era o fată sârguincioasă în privința aceasta și într-o zi a avut un examen. S-a dus la examen, pregătită, de nota 10, a sosit în sală, s-a pus lângă una din colegele ei și a început examenul. La examenul acela a citit întrebările și a început să scrie, numai că colega din stânga ei era nedumerită, nu știa răspunsul la întrebări și la un moment dat a zis, spune-mi te rog și mie, ca să scriu cel puțin, la o întrebare, două, să iau o notă de treci. Și s-a uitat la ea, i-a arătat să scrie, a continuat să scrie mai departe, din nou colega asta. Neliniștită, nu știa subiectul, a zis, mai arată-mi ceva. Și a început să-i arate și profesoara din sală a văzut despre ce este vorba. Le-a ridicat pe amândouă în picioare, le-a luat lucrările și le-a scos afară și le-a dat nota 3. A ieșit pe hol, dezamăgită, ea care a învățat tot timpul bine, numai de nota 10, rar se întâmpla când lua nota 9 sau note mai mici, și a început să plângă tulburat. Tatăl ei, unchiul acesta al meu, a sunat-o să vadă cum este, care este situația și a văzut că ea plânge, necăjită. Ce e cu tine? Și a aflat despre situație. A venit repede, era în oraș, undeva la demisolul unei clădiri, acest unchi al meu, lucra ceva acolo, la instalația electrică, a venit să o întâmpine pe fiica lui, să o încurajeze, să fie cumva aproape, că plângea și era stresată de situație. A venit la școală, a încurajat-o, a fost lângă ea, și mai apoi a plecat din nou spre locul de muncă. În timpul acesta, când el venea spre școală la fiica lui, să fie alături de ea și să o încurajeze în momentele acelea, a început afară să ploaie și să tune, să fulgere pe cer. În momentul în care s-a despărțit de fiica lui și s-a dus spre locul unde muncea, s-a întâlnit la clădirea aceea din nou cu colegii care munceau acolo și zice, domnule Florea, ia intrați dumneavoastră la demisol acolo unde ați muncit și ia vedeți ce s-a întâmplat. În momentele în care el a străbătut drumul acesta, fulgerul a căzut din cer exact la demisolul acela. Și dacă unchiul meu era acolo în momentele acelea, el ar fi murit. Dumnezeu uneori permite nenorociri mai mici în viața noastră, ca să ne scutească de nenorociri mai mari. Una e să stai în preajma unui sicriu, mai mulți copii, soție și așa mai departe, și să plângi și să ai durere în inimă. Și alta e să iei un 3 la un examen. Pentru că nefericita soartă a făcut să existe lucrul acest. De aceea aș vrea în această dimineață să ne gândim, întotdeauna deciziile lui Dumnezeu sunt perfecte, sunt cele mai bune. Ar trebui numai să ne bucurăm despre ele. Vreau să întreb ceva în această dimineață, cât îl iubim pe Iisus? Cât îl iubim? Oare îl mai iubim noi din toată inima noastră? Te întreb altceva în această dimineață, cât ai făcut din ce a zis Iisus până acum? Hai să ne uităm la viața noastră și să vedem că e esențial să facem ce a zis El, că în felul acesta arătăm că iubim pe Domnul nostru. Oare avem certitudinea că suntem în voia Domnului și că toate deciziile pe care le luăm conform voii Lui?
Avem certitudinea asta în viața noastră? Sau uneori ne clătinăm și uneori e cu semnul întrebării? Ai certitudinea că Iisus e în viața ta în această dimineață? Îl mai văd vecinii noștri, îl mai văd prietenii noștri să spună, Hristos e în tine. Aș vrea să întreb altceva în această dimineață. Cunoaștem noi planurile lui Dumnezeu pentru viața noastră? Doamne, descopere-ne să te înțelegem în dimineața aceasta, că avem nevoie mai mult de tine. Întreb altceva în această dimineață. Poți să spui că fiecare decizie a Domnului în dreptul casei, a vieții, a familiei pe care a luat-o El este o decizie bună și poți să îți înalți mâinile și să strigi în dimineața asta: îți mulțumesc, Dumnezeule, pentru înțelepciunea ta. În înțelepciunea lui Dumnezeu nu greșește niciodată. Niciodată. Știți care este cel mai măreț lucru în viață? Să-L iubim pe Dumnezeu. Și încheie mesajul din această dimineață cu afirmația următoare: iubește-L pe Dumnezeu. Iubește-L pe Dumnezeu. Amin. Amin.